Dumnezeu. Cioran a fost indiscutabil un gânditor religios, în pofida faptului că, în cea mai mare parte, a avut cuvinte critice la adresa religiei și a lui Dumnezeu. Nu considera toate religiile ca fiind echivalente, și asemenea lui Schopenhauer le prefera pe cele orientale, care au depășit ideea de Dumnezeu. Și a considerat Cartea Lacrim și Sfinți, care cuprindea și aprecieri, dar și blasfemii. Drept cea mai religioasă carte apărută în Balcani, poate pentru că a diferențiat între teologie, pe care o considera negația lui Dumnezeu, și mistică. Însă a recunoscut că lucrul cel mai profund din noi este neliniștea religioasă și a susținut că mitul căderii este adevărat, fiindcă, fără păcatul strămoșesc, nu se poate explica răul prezent în lume. A afirmat chiar importanța absolută a religiei din perspectiva vieții ceea ce nu se poate traduce în termeni de religie nu merită să fie trăit. Aceste afirmații nu înseamnă că religia propria lui Cioran nu este de fapt un fel de erezie pe care am putea o numi luciferism destructiv cu reflexe sceptice și paradoxal extatice. Cu creștinismul a avut mereu ceva de împărțit, preferând budismul adeseori, dar întorcându-se la el atunci când resimțea acută Nevoia de a se ruga unui Dumnezeu personal. La ora asta, la 1 noaptea, ar trebui să mă rog, dacă aș putea. Influențat de Freud, a susținut că bisericile sunt ospicii camuflate, a blasfemiat împotriva sfinților, a declarat că nu poate crede, a criticat creștinismul cu toate argumentele de care dispunea afirmând chiar că cere prea mult de la oameni, adică imposibilul. Chiar dacă latura negativă este mai extinsă, nu este mai puțin adevărat că există și afirmații și aprecieri la adresa credinței creștine. Într-o notație din caiete, Cioran afirmă chiar sentimentul momentan de admirație. Notează 2 octombrie, Jackson Matthews m-a dus azi dimineață la biserica rusă din Strada Daru. Mișcat, răscolit adânc de slujbă, de voci, e prima oară în viață când am simțit oarecare mândrie că sunt ortodox. Ceea ce îl frământă nu este faptul de a fi un critic acerb al credinței și religiei, ci de a fi mereu la jumătatea drumului între credință și ateism. Nu e ușor să vorbești despre Dumnezeu când nu ești nici credincios, nici ateu, și este fără îndoială drama noastră a tuturor, inclusiv a teologilor, că nu putem fi nici una nici alta. Îndoiala dispare și Cioran devine credincios doar atunci când ascultă Bach. Când ascult Bach, cred. Credința apare și în anumite rugăciuni sporadice din caiete. Îndurăte de noi, de noi toți. Tu. Care nu poți fi numit. Cele mai mari afirmații religioase, care sunt, ca număr, mult mai puține decât negațiile și criticile, merită redate mai ales pentru a nuanța felul în care Cioran este perceput, adeseori doar în culori sumbre. Iată câteva. Paradisul e totul, iar uneori cunosc acest tot. Sau, Nimic din ce nu poate fi redat în termenii misticii nu merită trăit. Sau, un om modest nu e niciodată foarte nefericit. Trebuie o doză de vanitate și de orgoliu ca să suferi și să te plângi de ceea ce ți se întâmplă. Pentru un ceas de adevărată smerenie, aș da toate talentele pe care mi le închipui că le am. Și, în fond, eram făcuți să ne rugăm, și pentru nimic altceva. Aceeași ambivalență între negații extinse și afirmații rare întâlnim și în privința lui Dumnezeu. El este o idee limită, un partener al singurătății, marele amărât și existența lui este pusă la îndoială. Cu toate acestea, el există și cât durează muzica lui Bach sau cât durează strigătul lui Cioran, Doamne, și uneori afirmația devine mai puternică decât negația. Dumnezeu este chiar dacă nu este. În concluzie, raporturile lui Cioran cu Dumnezeu întrec simpla poziționare într-o certitudine și se prezintă ca niște pendulări continue, paradoxale, între ființă și neființă. Cioran rămâne un gânditor nihilist și sceptic, fără a distruge totuși până la capăt latura pozitivă, afirmativă, luminoasă a ființei și credinței. Latură care își face loc la suprafață din când în când, prin tenebrele nihilismului și scepticismului său.